Declarația Elenei Udrea că Buzăul este un oraș urât, făcută cu prilejul vizitei sale electorale în urbe, nu i-a lăsat indiferenți pe buzoieni. Unul dintre cei mai supărați pe fosta ministra a dezvoltării este directorul Colegiului HDU din Buzău. Profesorul Ionel Banu reclamă faptul că lucrările de renovare a liceului buzoian au fost istate tocmai din pricină că ministerul Elenei Udrea a oprit alocarea de fonduri. Să vină să vadă cum arată HDU construcțiile începute pe fonduri guvernamentale și care n-au mai fost finanțate tocmai pe guvernarea PDL. Doamna Udrea știe foarte bine situația de la HDU. A promis mare acustarea. Nu a făcut absolut nimic și să-i fie rușine pentru chestiunea asta. Că se laudă peste tot, că tremură cu HDU în inimă. Este o mincinoasă, să fie foarte clar. Directorul Ionel Banu a extrapolat de la HDU la întreg municipiul, acuzând-o pe Udrea că intenționat n-a direcționat fonduri înspre orașul Buzău. Nu e rușine, eu știu că este în campanie, dar măcar să tacă atunci când este vorba despre Buzău. Știe foarte bine că n-au dat municipiului Buzău bani tocmai pentru ca să arate în halul ăsta. Și mai ales o școală care este pe locul 7 în țară. Să nu mai vorbească. Acum ne dăm seama cât de viclen sunt. Nu e rușine. Vai de capul ei. Elena Udrea l-a acuzat pe primarul Boșcodeală de faptul că orașul Buzău e unul urât și a anunțat că de va deveni președinte al PDL, își va fixa o țintă din înlocuirea acestuia de la primărie.